Da? Domnule Croitoru, felicitări încă o victorie, al treilea meci fără gol primit și puncte importante. Da, un meci dificil, așa cum am spus și înainte de joc. Știam că Brăila este o echipă bună, a dovedit-o și astăzi, ne-a pus în dificultate în câteva rânduri, însă un joc în care cred eu că am făcut ceea ce trebuia. Felicit jucătorii pentru atitudine și pentru efortul depus. Și important este că ne-am apropiat cele trei puncte. Ați ratat o grămadă de ocazii mari, lucrate, faze frumoase. Da, din păcate așa este. A doua repriză, dacă fructificam ocaziile avute, puteam să facem diferența și jocul devenea mai ușor. Așa, 90 de minute a trebuit să tragem din greu. La treilea meci în care câștigați cu Brăila cu 2-0. Da, același lucru spunea și Alin Pânzaru. Așa a fost să fie. Ce v-a transmis arbitrul de rezervă pe final? Am văzut că ați discutat câteva minute. Discutam de joc, a fost un joc fără probleme și de faptul că nu suntem o echipă care să creăm probleme de arbitraj, că suntem preocupați de joc. Cum vedeți meciul de la Pitești? Vă dați seama, pentru noi fiecare joc este foarte dificil. În primul rând pentru că eu cred că suntem o echipă care suntem tratată cu mare atenție. Apoi a spune că și apropierea dintre cele două echipe și o rivalitate mai veche face jocul mai important și mai interesant pentru publicul spectator. Pentru noi însă cel mai important este să continuăm seria pozitivă, avem mare nevoie să rămânem în față, să facem pași înainte și să avem continuitate și ca joc, dar și ca rezultate. Sperăm ca până la jocul de la Pitești să mai recuperăm din jucătorii pe care avem accidentați, Neicuțescu, Honciu, în cazul lui Cornel Dinu încă mai sunt probleme, mai avem de așteptat, a Ioanei la fel, dar măcar pe cei doi să-i avem apți la Pitești. Thank you.